Bună, bună ziua, bine v-am găsit și regăsit și astăzi la o discuție cu adevărat incendiară, pentru că emisiunea de astăzi o să fie o emisiune foarte, foarte importantă și foarte, foarte interesantă, pentru că o să vorbim despre îmbătrânire, despre bătrânețe, din punct de vedere științific, din punct de vedere cultural și, bineînțeles, din punct de vedere biologic, iar spre final o să discutăm despre niște remedii foarte, foarte interesante pe care oamenii le-au folosit încă din cele mai vechi timpuri ca să devină mai puternici, să devină mai tineri și o să ne întoarcem după aceea în prezent și o să vorbim despre ultimele descoperiri științifice în domeniul bătrâneții și o să rămâneți efectiv stupefiați de cât de mult înaintează știința și inteligența artificială în acest domeniu al bătrâneții și ce fel de remedii ni se pregătesc pentru următorii ani, așa că țineți aproape, însă înainte de a începe o să vă rog foarte, foarte mult să îmi spuneți cum se aude raportul dintre vocea mea și muzica de pe fundal, pentru că am avut și data trecută anumite probleme. La sfârșit de tot, în maniera deja obișnuită, o să vorbim cu persoanele de pe chat, o să luăm întrebări, o să discutăm și o să ne simțim cât se poate de bine. Din păcate, există un anumit delay pe care îl are acest stream față de ceea ce vorbesc eu, din păcate, zic, pentru că nu pot să mă audă, nu mă pot auzi tocmai live, așa că o să am nevoie de dumneavoastră să-mi spuneți cum se aude vocea mea raportată la muzica din fundal, dacă trebuie să o dau mai tare sau mai încet înainte să începem, ca să nu avem problemele pe care le-am întâmpinat și ieri. Bun, acum, având în vedere că doamna Mariana ne spune că se aude foarte bine, vă mulțumesc, doamnă, așa că hai să începem, măi oameni, pentru că astăzi vorbim despre îmbătrânire, iar îmbătrânirea este unul dintre subiectele care a mâncat lumea de picioare de la facerea ei și până în prezent, deoarece oamenii au dorit să fie tot timpul tineri, să fie tot timpul puternici, să fie puternici și pentru asta au încercat diferite remedii mai mult sau mai puțin științifice. Ei, vedeți dumneavoastră ce este până la urmă bătrânețea, ce este până la urmă această îmbătrânire? Păi, evident, îmbătrânirea este o degradare, constantă, deci practic este o slăbire constantă și naturală a facultăților noastre fizice, psihologice, cauzate de înaintarea în vârstă. Este practic un proces continuu care este prezent și este programat în noi din momentul în care ne naștem. Acum, există două mari categorii de abordări cu privire la bătrânețe și la îmbătrânire. Este, pe de-o parte, o interpretare care spune că bătrânețea este un proces fiziologic normal și firesc, ceea ce e adevărat că este un proces firesc, care nu poate fi oprit, care nu poate fi încetinit și că ar fi chiar un dat de la divinitate sau de la creator această îmbătrânire, pentru ca noi să murim, să trecem în neființă și să facem loc la nou. Este această abordare, dar este pe de altă parte, măi oameni, și o altă abordare, o abordare care mie îmi place mult mai mult și în care cred mult mai mult, și anume că bătrânețea este o boală, iar ca orice boală, ea poate fi tratată, poate chiar și vindecată la un moment dat în istoria glorioasei ființe umane, de ce nu? Așa că vedeți dumneavoastră, cu privire la îmbătrânire, există foarte, foarte multe teorii, foarte, foarte multe moduri și încercări de a o explica. Acum, după cum știm, bătrânețea și îmbătrânirea este foarte, foarte legată de reproducere, dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Un om, ca să poată să îmbătrânească și să moară, el înainte de toate trebuie să existe. Iar ca să existe, el trebuie să fie adus în lume, iar ca să fie adus în lume, el, acel om,
trebuie să fie, trebuie să fie născut, iar odată ce este născut, el este un produs, este un produs al unei forme de reproducere, vedeți dumneavoastră. Și îmbătrânirea asta are foarte, foarte multe fațete și există foarte, foarte multe teorii cu privire la ea. Acum, există, foarte interesant, în natură, anumite specii care, odată ce se reproduc, mor. Unul dintre aceste exemple referitoare la aceste specii, să spunem din lumea vegetală, este vorba despre grâu. Grâu, culturile de cereale, cum ar fi grâul, practic mor după prima reproducere, dar, bineînțeles, aceasta este, să zicem așa, o scurtă digresiune. În cazul oamenilor, oamenii, ca și multe alte specii, continuă să trăiască după ce se reproduc, deși în natură avem și tot felul de insecte sau tot felul de mici animăluțe care până la urmă vor muri odată ce se reproduc. Acum, s-a pus problema aceasta, de ce totuși îmbătrânesc oamenii, de ce oamenii îmbătrânesc, și se pare că unul dintre factorii cei mai importanți care duc la această îmbătrânire este o enzimă, sunt de fapt telomeraza. Telomeraza este o enzimă care se regăsește pe telomer și poate mulți dintre dumneavoastră ați auzit de multe ori că scurtarea telomerilor, cum s-ar spune, duce la moarte până la urmă, pentru că materialul genetic este expus și este apoi degradat în urma proceselor de diviziune. Acum, îmbătrânirea și moartea organismelor vii prezintă câteva elemente, să spunem, destul de comune, cu îmbătrânirea și dispariția sistemelor nevii, dar și unele asemănări, spre exemplu. Avem, de exemplu, organismele vii, la fel ca și obiectele care nu au viață, sunt supuse unei legi universale a perisabilității, adică, cum știm, cam totul are un început și, din nefericire pentru unii, totul cam are un sfârșit. Dar, vedeți dumneavoastră, îmbătrânirea asta fizică este determinată de foarte mulți factori, inclusiv de factori genetici, iar cercetările moderne se axează foarte mult pe acești factori genetici, dar și de factori exteriori, bineînțeles. Acum, în ceea ce privește, să spunem, partea asta genetică sau teoriile astea, cum îi spune, teoriile astea genetice care țin de, cum îi spune, de îmbătrânire, putem spune că există o anumită uzură a materialului nostru genetic. Este o anumită uzură a corolarului nostru genetic. Acum, e adevărat, orice organism are un anumit ceas biologic care determină viteza, să spunem, de reproducere a anumitor celule. Iar când acest ceas genetic este dereglat, în ideea în care, să spunem, anumite celule încep să prolifereze foarte, foarte rapid, se produc anumite boli care inextricabil vor duce spre moarte. Există foarte, foarte multe teorii în acest sens. Este, spre exemplu, ceea ce se numește a fi o teorie, să spunem, propusă de un român, chiar de domnul Marinescu, se numește teoria entropiei și ea consideră că moartea, să spunem, sau îmbătrânirea și produsul ei final, moartea, ar fi o expresie a unei evoluții entropice ale sistemelor, adică se referă cumva că sistemele devin din ce în ce mai dezorganizate, iar organismul ca atare, care este compus din acele sisteme, nu mai este capabil să controleze fluxurile interne ale acelor sisteme care îl compun. Bine, acum am auzit cu toții despre acei radicali liberi. Această teorie a radicalilor liberi spune că acești radicali liberi, adică acești electroni care circulă liberi prin organismul nostru în încercarea lor de a-și găsi o pereche, ar produce o blocare, să spunem, chimică în organism, anumite procese chimice și metabolice ar fi împiedicate, ar fi efectiv împiedicate din cauza acumulării foarte mari acestor radicali liberi. Da, acum putem să spunem că îmbătrânirea sau procesul de îmbătrânire are și cauze externe, vedeți dumneavoastră, nu doar cauze interne, adică avem pe de o parte cauzele interne care țin de propriul nostru organism, de maniera cum am fost noi, să zicem, în ghilimele, programați genetic, dar există și o serie de alți factori externi, spre exemplu, expunerea la factorii de mediu, expunerea la lumina solară, scurtarea vieții poate fi cauzată inclusiv de radiațiile ionizante, de exemplu de razele ultraviolete sau de razele X la care am putea fi supuși. Inclusiv la șoareci, inclusiv la oameni, la hamster și la cobai și chiar și la câini apar diferite boli, precum ar fi leucemia,
da, și multe alte dereglări. Bineînțeles că și factorii de poluare sunt foarte importanți, nivelul crescut de radioactivitate. Bine, organismul nostru are în mod normal un anumit nivel de radioactivitate care provine mai ales din potasiul și radiul radioactiv, pentru că și noi avem anumite substanțe care emit. Practic, noi emitem în fiecare secundă undeva la 5.000 de fotoni, putem spune, care sunt derivați din această radioactivitate naturală a organismului. Acum, s-au făcut diferite studii în ceea ce privește temperatura și există anumite făpturi, cum ar fi muștele de fructe sau gândacii de făină, pești sau și alte organisme care trăiesc mai mult atunci când sunt supuse la un mediu cu temperaturi mai scăzute. De altfel, s-a făcut și această corelare între nivelul de temperatură al organismului și durata sa de viață și se pare că organismele vii, cu cât sunt mai complexe, au o anumită apetență pentru viață, să spunem în ghilimele, adică vor trăi puțin mai mult dacă sunt supuse la niște temperaturi puțin mai scăzute, dar nu foarte scăzute, de manieră să le afecteze homeostaza. E suficient de scăzut încât să le asigure o eficiență metabolică în acel prag de temperatură, să zicem. Da. Acum, vedeți dumneavoastră, oamenii de știință au ajuns la concluzia că bătrânețea la oameni are anumite etape, are de fapt 4 etape. Prima etapă este cea mai ușoară, cea mai simplă și cea care trece cel mai puțin, cum îi spune, fără cele mai... adică trece efectiv neobservată. Este autosuficiența, este prima etapă în care seniorii sunt complet autonomi, adică noi locuim în propriile case sau apartamente sau comunități după caz și nu avem nevoie de sprijin ca să gestionăm aceste sarcini de zi cu zi ale vieții, ne putem îmbrăca singuri, ne putem face singuri rost de medicamente, ne putem efectiv... întreține, ne putem găti și așa mai departe și în această etapă practic nu este nevoie de niciun ajutor din partea prietenilor, din partea rudelor sau din partea personalului medical specializat, cea mai simplă. Și în asta intrăm și alunecăm fără să ne dăm seama. A doua etapă însă este o etapă puțin mai dificilă. Este vorba despre interdependență. Este vorba despre etapa de interdependență când oamenii în vârstă, în această etapă de îmbătrânire, încep să aibă anumite nevoi. Din partea familiei, ei pot observa, să zicem, familia poate observe, poate observa pierderea de memorie, să spunem, bătrânei uită unde și-au pus lucrurile și încep să aibă din ce în ce mai multe nevoi fizice. Partea, să spunem, mai tristă este că în această perioadă, în această a doua etapă de interdependență, oamenii sau bătrânelul este încă conștient că s-a instalat bătrânețea și asta îi provoacă un stres emoțional și un stres spiritual, o anxietate, o depresie. Asta vine și pe fondul unor tulburări metabolice interioare, se teme practic de viitor, de singurătate, de moarte, chiar dacă are, să zicem, o familie care are grijă, sunt totuși niște temeri. Da, este foarte trist. Apoi urmează etapa, o etapă și mai tristă, să spunem, o etapă de care nu o să scăpăm nicicare dintre noi. E vorba despre etapa dependenței depline. Este vorba despre etapa vieții noastre în care suntem, practic, complet dependenți de familie, de prieteni sau, în cel mai rău caz, să spunem, de un personal specializat. Și este o perioadă, să spunem, care provoacă foarte mult chin, foarte multe tulburări, pentru că un senior în această etapă nu se mai simte niciunde în siguranță, el este conștient deja că nu se mai poate descurca și este conștient că este dependent de alte persoane. Și cel mai important în această perioadă este ca să-i se ofere suport emoțional, să vină familia, prietenii și să-i vorbească frumos. Niciodată să nu jigniți că nu este frumos un bătrân, o persoană în etate care are nevoie de dumneavoastră. Și în fine, cea mai tristă dintre toate, să spunem, este ultima și cea de-a patra etapă sau infirmitatea, să spunem. În această etapă, deja după ce s-a instalat dependența deplină, persoana respectivă are nevoie de personal medical specializat. Este vorba despre o infirmitate în care bătrânelul nu se mai poate, sau bătrânica după caz, nu se mai poate mișca, este imobilizată la pat, mă rog, poate fiecare dintre noi am trecut prin
niște perioade în care persoane apropiate nouă au ajuns în această etapă a infirmității. Este a patra și ultima etapă, pentru că a cincea nu aș vrea să o menționez și să vorbesc foarte mult despre ea, nici n-am pomenit-o. Este vorba despre sfârșitul vieții. Cam astea ar fi, să spunem, etapele care marchează bătrâneția. Ei, acum vedeți dumneavoastră bătrâneția făcând parte din umanitate și din ceea ce suntem, a suscitat un amplu interes de-a lungul istoriei omenirii și foarte, foarte multe culturi, de fapt toate culturile s-au preocupat de acest aspect. Acum, de exemplu, în America, să spunem, bătrânii nativi americani aveau un respect totuși deosebit pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele care îmbătrânesc. Ei se raportau cu frică, bineînțeles, la bătrânețe, pentru că bătrânețea nu este ceva plăcut. În alte părți ale lumii, în Coreea și astăzi, bătrânii sunt foarte, foarte respectați. Există o adevărată cultură a respectării bătrânilor. De altfel, există chiar și o mare sărbătoare înrădăcinată cultural în fiecare familie, când o persoană împlinește 60 de ani, după care când împlinește 70 de ani se fac două sărbători foarte, foarte speciale. În ceea ce privește cultura asiatică există acest respect pentru bătrâni, de exemplu copiii chinezi au grijă de părinții lor până la bătrânețe, societatea chineză fiind una foarte, foarte colectivistă. Sunt niște valori adânc înrădăcinate, inclusiv și în India. În India încă bătrânii sunt considerați capul familiei, se merge pentru a se lua diferite sfaturi de la bătrâni. Încă din cele mai vechi timpuri, chiar și în Roma antică, bătrânii erau considerați foarte, foarte importanți, deși speranța de viață era foarte, foarte mică. Chiar au existat unii care au reușit să ajungă la vârsta de 70 de ani și erau foarte, foarte respectați pentru înțelepciunea lor. Acum aș vrea să vă spun câte ceva despre... Nu va fi foarte frumos ceea ce vă voi spune sau ceea ce voi dezvălui în cele ce urmează, dar pentru onestitate, să spunem, merită spus. Pe acest teritoriu, să spunem, Carpatul Danubiano-Pontic, nu mă refer la România de astăzi, mă refer și la România de astăzi, cum ar veni, dar și pe niște spații mai ample, în Bulgaria de astăzi, poate o parte din Ungaria, poate un spațiu mult mai amplu, nu vreau să restrângem doar la România, dar... Exista aici, să spunem, mai ales în Serbia de astăzi, în unele sate românești, să zicem, din Serbia, exista o formă de ucidere comunitară a bătrânilor, asemănătoare cu lapidarea. Lapidarea înseamnă ucisul cu pietre. Și anume, se practica ceea ce se numește lapotul. Această practică a lapotului presupunea că bătrânii neputincioși erau uciși pentru că au devenit o povară insuportabilă pentru copiii lor, pentru familie sau pentru comunitățile lor. Această hotărâre de lapotul semăna un pic cu lapidarea și o să vedeți și de ce. Această hotărâre se dădea de către un fel de sfat, de un fel de adunare sătească, iar bătrânii neputincioși erau declarați de către ceata din satul respectiv. Erau considerați niște indezirabili și erau exterminați atâta timp cât mai puteau sta pe picioare. Deci ceata de bătrâni invoca această lege a lapotului, care fixa o dată pentru uciderea acelui bătrân și o dată pentru pedeapsă, practic. Acum, data care era sortită uciderii trebuia să fie neapărat într-o zi lucrătoare, așa erau obiceiurile. Dis de dimineață, bătrânul respectiv, în cauză sau fără să știe, uneori conștient, alteori inconștient, dar fără să protesteze, era îmbrăcat în niște haine albe, niște haine de sărbătoare, în port popular, apoi era scos în bătătura satului, acolo unde era salutat, bineînțeles, respectuos de toată lumea, de săteni, iar fiul lui, o rudă apropiată sau un cetățean al orașului, dacă nu mai avea fii sau rude apropiate, îl puneau undeva în vecinătatea unui drop de mălai care se ridica pe cap, îi se punea acel drop de mălai pe cap, mălai copt, îi se punea pe cap și se spunea ceva de genul că nu te omorâm noi, ci mălaiul acesta te va ucide, și brusc atunci capul bătrânului era zdrobit cu un fier de plug. Aceasta era o tradiție care nu arată, să spunem, foarte mult respect, pentru că ei deveneau o povară, din păcate, și asta era o practică foarte dură, o practică foarte, foarte cruntă, despre care puțină lume știe și nu se prea vorbește. De obicei, e una dintre acele lucruri rușinoase care nu se prea spun, vedeți dumneavoastră. Despre trecutul îndepărtat, despre trecutul nostru îndepărtat. Acum, să revenim la niște lucruri mai interesante. Am făcut o scurtă digresiune.
Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să-și păstreze tinerețea, să-și păstreze puterea, vedeți dumneavoastră, și în cazul femeilor să vină, să devină, cum îi spune, să rămână frumoase, să rămână tot mai frumoase. Spre exemplu, până în 1500-1800, femeile din era elizabetană foloseau adesea carnea crudă ca mijloc de combatere a îmbătrânirii, în ideea în care se credea că dacă ele puneau niște felii de carne crudă pe față, în felul acesta ele vor deveni mult mai sănătoase, mult mai frumoase, ridurile ar fi dispărut ca prin minune și fața lor devenea foarte, foarte fină și foarte, foarte, foarte frumoasă. Mă rog, bine, vă spun chestiile astea așa cu titlul de cancan mai degrabă. La un moment dat se foloseau chiar injecțiile cu parafină împotriva îmbătrânirii, adică efectiv se făceau niște injecții într-un rid, se făceau injecțiile cu parafină ca să netezească aceste riduri pentru a face ca persoana să pară mai tânără. Bine, lucrul ăsta nu era foarte bun, vă dați seama, uneori se recurgea până la a se injecta această parafină, inclusiv în sânii femeilor, în sânii femeilor mai în vârstă, în încercarea de a-i face mai ferm, dar după aceea s-au observat consecințe foarte dureroase și anumite boli și s-a renunțat la injecția de parafină. Bine, asta ca să vedem, să facem... Să ne dăm seama cum a evoluat medicina, pentru că atunci, cum ziceam, parafina era folosită împotriva îmbătrânirii, se făceau injecții cu parafină. Era o etapă, să spunem, nefericită a dezvoltării umane, dar totuși necesară, pentru că nu ajungeam la dezvoltările tehnologice din ziua de astăzi. Era o perioadă în care inclusiv se făcea o pastă cu șoareci pentru albirea dinților, deci, sau pentru durerea dinților și pentru albirea dinților, vă dați seama, se făceau tot felul de tratamente. Bine, acum am evoluat foarte mult și o să revenim și la zilele noastre ca să vedeți ce avansuri tehnologice deosebite se fac în acest domeniu. Acum, e bine de știut că undeva la 150.000 de decese au loc în fiecare zi pe Pământ și peste 100.000 de decese sunt cauzate de îmbătrânire, practic să spunem niște decese, niște morți naturale. Decesele cauzate de probleme precum bolile de inimă sunt precedate de ani de declin fizic în care oamenii își pierd independența. Există și o serie de boli, o serie de condiții care vin, cum ar fi fragilitatea oaselor, uitarea și așa mai departe, demența senilă și așa mai departe. Cu toate acestea, există niște remedii care au fost cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. Unul dintre aceste remedii a fost restricțiile de dietă, sau să spunem, ar veni în engleză, dietary restrictions, în ideea în care s-au făcut mai multe studii pe diferite specii de animale, inclusiv pe șoareci, și s-a constatat că o restricție calorică doar de 10% în cazul șoarecilor le pot prelungi viața cu 20 până la 30%. Știindu-se aceste lucruri, s-a încercat această tactică și pe oameni, și în urma unor încercări, să spunem, de restricționarea dietei, s-au făcut niște descoperiri foarte, foarte importante de către un japonez, de către japonezul Yoshimiro Osumi, acesta a luat premiul Nobel în 2016, pentru că a reușit să demonstreze științific care sunt beneficiile postului. Iar după cum știm, postul negru, adică doar cu apă, este o practică care este foarte recomandată de religiile lumii și are foarte multe efecte pozitive. El a studiat postul practic de prin anii 75 și abia în 2016 a luat premiul Nobel și a descoperit niște efecte foarte bune. De exemplu, producția de celule stem crește foarte mult între ziua a doua și ziua a treia de post. Se declanșează acel mecanism de autofagocitoză sau autofagocitare, sau e un proces prin care organismul, corpul uman își devorează propriile celule bolnave sau incomplete spre a le reînnoi. Se secretă acele BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factors, se numesc niște proteine cerebrale care îmbunătățesc foarte, foarte mult memoria și luptă cu aceste boli neurodegenerative. Apoi sistemul imunitar este complet resetat aproape după a treia zi, deci are niște beneficii extraordinar de mari, dovedite științific, pentru care s-a luat premiul Nobel postul. Și toate acestea au fost descoperite pornindu-se de la niște studii, cum spuneam, mai vechi, care au constatat faptul că restricția calorică pe anumite specii, inclusiv pe șobolani, le duce la o creștere a speranței de viață. Lucru foarte, foarte interesant.
Acum, este și un alt aspect care se numește senescență neglijabilă. Senescența neglijabilă este un concept care desemnează faptul că anumite specii, precum ar fi și, cum îi spune, și țestoasele, nu au o îmbătrânire, se spune, nu au o îmbătrânire foarte previzibilă, cumva, care se semene cu îmbătrânirea umană, pentru că în cazul îmbătrânirii umane, cum, ce se întâmplă? Adică, practic, copilul se naște, ia o anumită perioadă de timp să ajungă la maturitate, după care ajunge, să spunem, la bătrânețe, după care declinul vine foarte, foarte brusc. În cazul altor specii umane, în schimb, lucrurile se întâmplă diferit, în sensul că ia, să spunem, o anumită perioadă să ajungă în statul de adult sau, să spunem, așa, după care declinul vine foarte, foarte, foarte lent, iar momentul dintre declanșarea declinului și până la moarte efectivă este foarte, foarte lung, este foarte, foarte, foarte mare proporțional cu durata de viață care i-a luat să ajungă până acolo. Cam asta ar desemna, să zicem în cuvinte foarte simple, senescența neglijabilă. Acest termen a fost inventat prima dată de Caleb Finch. Puteți să căutați că e un subiect foarte, foarte interesant. Se aplică inclusiv în lumea vegetală, inclusiv, apropo, și la ciuperca aceea, Turritopsis dornii, care este o, așa zisă, cum îi spune, nu ciupercă, meduză nemuritoare care se înmulțește și este practic, ea nu moare, este o meduză foarte interesantă, care ea prezintă aceste semne de senescență neglijabilă. Dar, cum spuneam, există și în cazul plantelor, există un exemplu de arbore, îi spune arborul aspen, așa se numește, care este practic un exemplu de nemurire biologică, în ideea în care fiecare copac individual luat poate să depășească 100-150 de ani deasupra solului, dar sistemul său de rădăcini, sistemul lor de colonie clonală, cum se numește, care este sub pământ, cu acele bacterii poate să trăiască foarte, foarte mult, foarte, foarte mult, până la 80.000 de ani. Și practic chiar există o astfel de colonie de aspens, de colonie clonală de aspens, care are o vechime de aproape 100.000 de ani, ceea ce practic face din aceste organisme ca să fie cele mai vechi, cea mai veche colonie vie de aspens. Vă dați seama, deci cam asta înseamnă senescența neglijabilă. E un domeniu fabulos. Și oamenii de știință, evident că studiază toate aceste lucruri pentru a găsi remedii. Se găsește și la pește, și la salamandre, mă rog, și la multe alte specii. Acum, vorbeam înainte de telomerază, chiar la început. În interiorul celulelor noastre, ADN-ul nostru este împărțit practic în 46 de cromozomi. La fiecare dintre cele două capete ale acestor cromozomi, care seamănă cu un X, se află o regiune protectoare, o regiune care protejează, care este cunoscută sub numele de telomer. Telomerii noștri devin mai scurți de-a lungul vieții, iar persoanele cu telomerii mai scurți pentru vârsta lor, să zicem, sunt expuși. De ce se scurtează telomerii? Prin expunere la poluanți, la mâncare, să spunem, nepotrivită, poate există și niște factori genetici implicați, prin expunere la radiație ionizantă și așa mai departe. Deci persoanele cu telomerii mai scurți sunt expuși unui risc crescut de boli ale bătrâneții și mor mult mai devreme decât o persoană normală care are telomerii mai lungi. Acum, din fericire, există o enzimă, telomeraza, care poate lungi acești telomeri. Chiar pe la sfârșitul anilor 90 a existat, să spunem, un zoom Z din ăsta foarte pronunțat în comunitățile științifice din America, unde se cercetau aceste aspecte, această telomerază, și au vorbit atunci pentru prima dată, vă dați seama, de foarte mult timp, de 30 și ceva de ani, despre o posibilă terapie cu această enzimă, cu telomerază, ca să extindă viața. Până când oamenii de știință au descoperit că șoarecii cărora li s-au administrat mai multe substanțe, să spunem, de acest tip de telomerază, au prezentat un risc foarte mare de cancer și atunci cumva oamenii s-au mai potolit, oamenii de știință, dar în continuare se cercetează, bineînțeles, că ar putea fi un remediu. Cu toate acestea, avem și cercetări, să spunem, mai recente, din 2010 încoace, care ne-au arătat că dacă acest proces enzimatic care cuprinde telomerază ar putea fi pornit, să spunem, și oprit la anumite intervale de timp, astfel încât organismul să nu aibă acest risc de cancer, atunci s-ar constitui ceva foarte important și foarte util pentru organism, un posibil remediu, chiar un posibil tratament. Da, vedeți dumneavoastră. Acum, există în prezent anumite substanțe care sunt dovedite
sunt dovedite din punct de vedere științific că ajută foarte mult la calitatea vieții și că ar putea prelungi viața. Una dintre aceste substanțe, sau să spunem mai degrabă suplimente, este suplimentul de curcumină și această curcumină este principalul compus activ din turmeric. În românește se numește zerdiceaf, pentru că această plantă, zerdiceaful, crește și la noi, dar ea este cunoscută, să spunem, la nivel internațional cu denumirea de curcumină. Sunt și acele suplimente pe care le puteți găsi. Și are proprietăți foarte puternice de protecție celulară, este și un efect foarte, foarte puternic antiinflamator și, practic, această curcumină ar putea declanșa acele procese despre care vorbeam înainte, despre senescența celulară, care are loc atunci când celulele încetează să se mai divizeze, practic se încetinesc anumite procese celulare de diviziune, pentru că pe măsură ce îmbătrânim, celulele acestea senescente se acumulează și ele se crede că accelerează îmbătrânirea și progresia bolilor. Acum, există anumite cercetări pe care eu le-am găsit pe net în diferite jurnale, NCBI este unul dintre cele mai importante, care demonstrează că această curcumină activează anumite proteine care ajută la întârzierea senescenței celulare și promovează longevitatea. Aici am două studii științifice chiar pe care mi le-am notat și peste care m-am uitat și care demonstrează acest lucru, deci nu este ceva efectiv dovedit. Apoi există și studii pe animale care demonstrează că această curcumină combate deteriorarea celulară și crește semnificativ durata de viață. S-a demonstrat chiar că acest compus amână efectiv anumite boli legate de vârstă și ameliorează și simptomele legate de vârstă. Există 3 studii științifice pe care le-am găsit la fel, în afară de celelalte 2 pe care vi le-am spus înainte. Și aceasta este practic un motiv destul de temeinic să considerăm că un aport de turmeric reduce efectiv declinul cognitiv și practic încetinește foarte mult procesele de îmbătrânire și nu poate fi negat acest lucru. Există și ceea ce se numește EGCC. EGCC-ul acesta este un compus concentrat în ceaiul verde. Se găsește în cantități destul de mari în ceaiul verde și oferă la fel beneficii foarte, foarte mari legate de sănătate, inclusiv reduce foarte mult riscul de boli de inimă și de cancer și aici, în sensul ăsta, am găsit la fel 3 studii științifice care dovedesc acest lucru publicat în jurnale de specialitate. El practic funcționează prin restabilirea sau refacerea funcției mitocondriale în celule și acționează asupra căilor care sunt direct implicate în îmbătrânire. Induce inclusiv această autofagie celulară despre care vorbeam anterior cu domnul Osumi. Și practic organismul nostru reușește să se curețe mult mai ușor de acest material, să spunem, care nu mai este productiv, care nu mai este funcțional. Există chiar și o asociere foarte interesantă pe care am găsit-o nu într-unul, ci în alte 3 studii științifice care corelează foarte frumos consumul de ceai verde cu protecția împotriva îmbătrânirii pielii, precum și, cum îi spunem, a efectelor negative cauzate de lumina ultravioletă în hiperpigmentare. Deci e foarte bine să consumăm și ceai verde din când în când, dar nu în cantități foarte mari, pentru că conține cofeină și poate pe unele persoane l-ar putea afecta. Colagenul, nu mai vorbim, colagenul la fel. Colagenul este cunoscut de foarte multă vreme, pentru că noi pe măsură ce îmbătrânim, atunci producția de colagen, colagenul este o proteină care ajută la menținerea structurii pielii, încetinește această producție de colagen, ceea ce duce la semne accelerate de îmbătrânire, cum ar fi ridule și așa mai departe. S-a făcut chiar un studiu foarte, foarte interesant pe care l-am găsit într-un jurnal de specialitate la fel. Studiul acesta a durat 12 săptămâni și s-a făcut pe 72 de femei și ei au demonstrat acolo că administrarea unui supliment care conținea undeva la 2-3 grame de colagen împreună cu alte câteva ingrediente, inclusiv biotină, a îmbunătățit foarte, foarte mult hidratarea și elasticitatea pielii și chestia asta practic a întârziat extrem de mult efectele induse de îmbătrânire. Bun, acum referitor la colagen sunt foarte, foarte multe studii. Am găsit și eu un studiu la fel care spune că suplimentele astea de colagen pot îmbunătăți elasticitatea pielii, pot reduce, cum îi spune, și ridurile și oamenii nu mai fac vergeturi, nici bărbații, nici femeile și inclusiv îmbunătățesc chiar și creșterea unghiilor. Da, există și coenzima Q10, la fel este un alt produs care este disponibil peste tot. Coenzima Q10 este un antioxidant foarte, foarte puternic pe care corpul nostru îl produce. Faza e că după vârsta de 30 de ani, organismul nostru nu mai prea produce coenzima Q10,
produce foarte, foarte puțină spre deloc. Și coenzima Q10 este importantă pentru că ea produce și energie și protejează și împotriva daunelor induse în celulele noastre și există chiar un studiu științific în sensul ăsta. Și cercetările pe care acei oameni le-au făcut sugerează și spune de fapt că coenzima Q10 scade pe măsură ce îmbătrânești, așa că nemai putem să o produci, este cumva bine, este de dorit ca să o suplimentezi din exterior. S-a făcut chiar și un studiu de 4 ani de zile pe aproape 450 de adulți care a demonstrat practic că suplimentarea cu coenzima Q10 și seleniu împreună îmbunătățesc foarte mult calitatea vieții și reduc efectiv vizitele la spital și încetinește foarte mult deteriorarea fizică și mentală. Acum, cum funcționează? Aceste suplimente de coenzima Q10 reduc stresul oxidativ, care presupune, cum ziceam și înainte, această acumulare de radicali liberi, de electroni liberi, care accelerează la rândul lor procesul de îmbătrânire și apariția unor boli legate de îmbătrânire și toate aceste lucruri sunt stabilite de studii științifice de ultimă oră și nu pot fi necate. Mai este și un supliment, să spunem un produs mai puțin cunoscut. El se numește NAD, NAD Plus, adică nicotinamidă ribozidă, așa se numește, și nicotinamida mononucleotidă. Sunt două, de fapt. Ei sunt niște precursori ai unui compus care se numește NAD+, care vine de la nicotinamida din nucleotidă. Și NAD+-ul ăsta se găsește în fiecare celulă, practic, din corpul nostru și este implicat în mai multe procese, inclusiv în metabolismul zahărului și al energiei și, efectiv, și în expresia genelor, și asta este foarte important pentru că anumite gene, să spunem, dăunătoare ar putea să nu se activeze în anumite condiții și atunci o persoană nu face cancer, deși să spunem că familia lui a avut cazuri de cancer. Acum, nivelurile acestui NAD+ scad odată cu vârsta și declinul ăsta este asociat cu declinul fizic, cu declinul funcțiilor cognitive, cu debutul bolilor legate de vârstă, de inimă, cum ar fi Alzheimer, cum ar fi Parkinson și mai departe. Inclusiv niște cercetători care au făcut, cred că prin 2000, studiul pe care l-am, e din 2016, spun că NAD Plus ăsta ajută la restabilirea nivelurilor naturale și cumva reușește să facă reverse, adică să dea cumva înapoi anumite procese de îmbătrânire și s-a făcut un studiu de 21 de zile pe 12 bărbați care aveau o vârstă înaintată de 75 de ani și a arătat că suplimentarea cu doar un singur gram de NAD din ăsta crește nivelul în mușchii scheletici și reduce nivelul de proteine inflamatorii, pentru că vedeți dumneavoastră, odată cu vârsta, e bine să se evite mâncărurile sau acești factori care generează inflamație. Și sunt și, da, în continuare foarte multe alte, n-am să vorbesc foarte, inclusiv și vitamina C. Vitamina C e importantă pentru că este un puternic antioxidant, asta deja se știe de foarte multă vreme. Bine, acum să nu suplimentăm în exces, pentru că riscăm să facem pietre la rinic sau alte lucruri, dar, mă rog, cine dorește să se informeze, sigur că va găsi o bibliografie bogată, că e prin internetul de astfel de lucruri. Acum, s-au făcut, mai oameni, niște descoperiri extraordinare, putem spune chiar de ultimă oră, care pe mine m-au bucurat foarte, foarte mult. Aceste descoperiri s-au făcut în 2016, în prima fază, după care au fost reluate anul trecut. Și acum în față am un studiu care a fost publicat de câteva zile, putem spune. Este un studiu publicat în 7 martie 2022 la Institutul Salk. Este într-un jurnal științific, bineînțeles, pentru că prefer să iau informațiile din jurnale de specialitate. Și este o descoperire extraordinară, pentru că ei ce au reușit să facă, măi, oamenii au reușit, efectiv, să izoleze, să spunem, patru elemente, patru molecule care au prelungit foarte, foarte mult viața unor șobolani și au dat reverse, adică au reușit să dea înapoi acest ceas biologic și am să vă citesc despre ce e vorba direct din acest studiu științific, care spune în felul următor. Pe măsură ce organismele îmbătrânesc, nu doar aspectul lor exterior și sănătatea se schimbă. Fiecare celulă din corpul lor poartă un ceas molecular care înregistrează trecerea timpului. Celulele izolate, de la oameni în vârstă sau animale, au modele diferite de substanțe chimice de-a lungul ADN-ului lor, numite marcări epigenetici, în comparație cu persoanele sau animalele mai tinere. Oamenii de știință știu că adăugarea unui amestec de 4 molecule de reprogramare, deci e vorba despre 4 molecule de reprogramare celulară,
și sunt date OCT4, SOX2, KLF4 și CMYC. Sunt cunoscuți ca și factorii Yamanaka. Acești factori Yamanaka, de fapt, sunt aceste patru molecule de reprogramare celulară care au fost injectate, într-o serie, în niște șoareci, ca să reseteze aceste semne epigenetice de îmbătrânire la modelele lor originale. Această abordare este modul în care cercetătorii pot transforma celulele adulte, vorbind din punct de vedere al dezvoltării, în celule STEM. Și ce s-a întâmplat? Totul a început în 2016. În 2016, laboratorul lui Izpisua Belmonte din Spania a raportat pentru prima dată că ar putea folosi factorii Yamanaka pentru a contracara semnele îmbătrânirii și pentru a crește durata de viață la șoareci care îmbătrâneau prematur. Mai recent, echipa a descoperit că, chiar și la șoarecii tineri, factorii Yamanaka pot accelera regenerarea musculară. În urma acestor observații inițiale, alți oameni de știință au folosit aceeași abordare pentru a îmbunătăți funcția altor țesuturi precum inima, creierul și nervul optic care este implicat în vedere. În noul studiu, e vorba de studiul acesta recent despre care vorbeam de acum, de anul trecut, Izpisua Belmonte și colegii săi au testat variații ale abordării de întinerire celulară la animale sănătoase pe măsură ce îmbătrânesc. Un grup de șoareci a primit doze regulate de factor Yamanaka de la vârsta de 15 luni până la 22 de luni, aproximativ echivalent cu vârsta cuprinsă între 50 și 70 de ani la om. Un alt grup a fost tratat între 12 și 22 de luni cu vârsta aproximativă între 35 și 70 de ani la oameni și un al treilea grup a fost tratat doar o lună la vârsta de 25 de luni, similar cu vârsta de 80 de ani la om. Bun, ceea ce am vrut cu adevărat să stabilim a fost că utilizarea acestei abordări pentru o perioadă mai lungă de timp este sigură, spun acești cercetători. În comparație cu animalele de control, nu au existat modificări ale celulelor sanguine sau modificări neurologice la șoarecii care au primit factorii Yamanaka. Mai mult, echipa nu a găsit cancer la niciunul dintre grupurile de animale. Deci, practic, acest experiment a reușit. Când cercetătorii au analizat semnele normale de îmbătrânire la animalele care au suferit tratamentul, au descoperit că șoarecii în multe privințe semănau cu animale mult mai tinere. Atât rinichii, cât și pielea, cât și epigenetica animalelor tratate semăna mai mult cu modelele epigenetice observate la animalele mai tinere. Când au fost rănite, celulele pielii animalelor tratate au avut o capacitate mai mare de a prolifera și au avut mai puține șanse să formeze cicatrici permanente. Animalele mai în vârstă prezintă de obicei mai puțină proliferare a celulelor pielii și mai multe cicatrici. Mai mult, moleculele metabolice din sângele animalelor tratate nu au prezentat modificări normale legate de vârstă. Această tinerețe a fost observată la animalele tratate timp de 7 sau 10 luni cu factorii Yamanaka, dar nu și la animalele tratate doar o lună. Mai mult, atunci când animalele tratate au fost analizate la jumătatea tratamentului, efectele nu au fost încă la fel de evidente. Acest lucru sugerează că tratamentul nu este doar o pauză de îmbătrânire, ci o întoarcere activă înapoi a ceasului biologic, deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a se vedea, mă rog, să se cerceteze cum ar funcționa și în cazul oamenilor. Iar asta, măi, oameni, este o veste foarte, foarte bună, o veste extraordinară care vine de la cel mai înalt nivel științific, publicat acum, cât a venit, în 7 martie, deci acum aproape o săptămână. Dar nu e doar asta, măi, oameni, vreau să vă mai prezint încă un studiu și cu asta o să închei și o să trecem la întrebări și o să vorbim. S-a identificat și acum 2 ani de zile, că e un studiu științific din 2020, mai precis din 8 ianuarie, publicat de Laboratorul de Biologie din Mount Desert Island, ei au identificat căile care prelungesc durata de viață cu 500% în cazul unor modele pe șoricei. Și am să vă spun despre ce este vorba. Și spune felul următor: oamenii de știință au identificat căi celulare sinergice pentru longevitate care amplifică durata de viață de 5 ori, inclusiv în C. elegans. C. elegans este un vierme nematod folosit ca model în cercetarea îmbătrânirii, dar interesant este că aceste căi pe care el a descoperit, o să vedeți că au o formulare foarte interesantă, se găsesc și la șoare, și la oameni, și așa mai departe. Și spune felul următor:
Creșterea, așa, cercetarea se bazează pe descoperirea două căi majore care guvernează îmbătrânirea la C. elegans, care este un model popular în cercetarea îmbătrânirii, deoarece împărtășește multe dintre genele sale cu oamenii și pentru că durata sa scurtă de viață, de doar 3 până la 4 săptămâni, le permite oamenilor de știință să evalueze rapid efectele intervențiilor genetice și de mediu pentru a prelungi durata de viață sănătoasă. Deoarece aceste căi sunt conservate, adică au fost transmise oamenilor prin evoluție, ele au făcut obiectul unor cercetări intense. O serie de medicamente care prelungesc durata de viață sănătoasă prin modificarea acestor căi sunt acum în curs de dezvoltare. Deci vedeți? Și apropo de ceea ce au spus ei aici, o să mai citesc încă un pic, după care o să ne întoarcem la cele medicamente, pentru că am găsit un articol foarte interesant. Noua cercetare folosește un dublu mutant în care căile de semnalizare a insulinei, deci este vorba despre căile de semnalizare a insulinei și TOR. Mecanismul TOR este un mecanism care produce creșterea la mamifere. Deci căile de semnalizare a insulinei și TOR au fost modificate genetic, deoarece modificarea căilor IIC, adică de semnalizarea insulinei, duce la o creștere cu 100% a duratei de viață, iar modificarea căii TOR produce o creștere cu 30%. Este de așteptat ca mutantul dublu să trăiască cu 130% mai mult, dar în schimb durata sa de viață a fost amplificată cu 500%. Iată ce descoperiri științifice remarcabile de ultimă oră. Și că tot am vorbit de medicamente, am să aduc în discuție, e vorba despre o firmă, dar cum îi spunea, care colaborează, așa, am găsit. Compania se numește compania Juvenescence. Juvenescence are o cotă echitabilă de concurență, inclusiv Life Biosciences, în fine, e o companie destul de mare, Juvenescence, care a făcut un parteneriat cu InSilico. InSilico este o altă firmă despre care eu am vorbit când am făcut acel video despre inteligența artificială și Serviciul Român de Informații, în care am spus că InSilico e o companie care dezvoltă inteligența artificială și o aplică în sectorul medical. Și InSilico asta a făcut un parteneriat de 5 miliarde de dolari anul trecut cu compania Sanofi, o companie foarte mare, ca să dezvolte 5 medicamente și tratamente anticancer. Atunci am vorbit despre chestia asta, când am vorbit și despre faptul că Serviciul Român de Informații are această tehnologie a inteligenței artificiale pe care o folosește, în fine. Deci e vorba despre Juvenescence, care a făcut acest parteneriat cu compania InSilico de inteligență artificială ca să dezvolte numai puțin de 60 de terapii genetice diferite pentru inversarea vârstei, cum zic eu, inclusiv această tehnologie care injectează, să spunem, celule STEM într-un organism pentru a reînnoi celulele dintr-un anumit organ și practic pentru a îmbunătăți, bineînțeles, foarte mult viața umană, sistemul cardiovascular și foarte, foarte multe alte descoperiri. Acum, acestea fiind spuse, o să vă rog să răspundeți la acest sondaj pe care l-am pus eu. Sondajul spune în felul următor: sunteți pregătiți sau pregătită să vă confruntați cu neputința îmbătrânirii? Da sau nu? Se pare că 67% din persoane au spus că da, că sunt pregătite, și 33% din persoane au spus că nu. Acestea fiind spuse, am să citesc puțin din cea, după care o să revenim la minunata noastră temă. Da. Bun. Salut, Mateaș, vă salut și eu. Doamna Mariana Bosconea, vă salut și eu. Domnul Zahade Alex, de ce nu-ți arăți fața? Domnule, nu-mi arăt fața deocamdată pentru că vreau să fiu mai interesant. Sales, salutare, Matei, și chatul live. Vă salutăm, domnul Sales, salutare. Se aude bine, se aude bine, totul ok. Vă mulțumesc, domnul Dorin. Salut, Matei, sunt încântat să te ascult. Vă mulțumesc și eu, domnul Valentin. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ca în basme. Slava Ucraina, așa este, slava Ucraina, asta vrem și noi, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de ce nu? Slavă omenirea bună, Tudor, timpul este o uzură care afectează totul, așa este, domnul Aventura Extremă Vlog. Apropo, domnul Aventura Extremă Vlog, când o să faceți, să spunem, acea prezentare despre tema dumneavoastră, o să fiu foarte, foarte curios ca să o reiau și eu, că mi se pare foarte interesant ceea ce dumneavoastră faceți acolo legat de ficat. Nicos, salut, salutare, Matei, vă salut și domnul Bamse, vă salut. Sportul, alimentația și operațiile
chirurgicale întârzi îmbătrânirea, așa, domnul Dorin, o vedeți dumneavoastră, chiar și o femeie, oricât de frumoasă s-ar face pe din afară și câte buze și cât botox și-ar pune, partea de dinăuntru nu poate fi schimbată, vedeți eu, doar cu tratamente foarte avansate. Domnul Sales, lucruri foarte interesante dezvăluite despre organismul uman, nu scăpăm cel puțin să lăsăm ceva frumos în viață, așa este. Când omul este bătrân și bolnav, cercul de prieteni și apropiați se reduce drastic, așa este, domnul Sales. Aveți mare, mare dreptate. Aventura, corect, Sales, sper să mor anul acesta, să mă calce trenul, că nu vreau să mor bătrân și neajutorat. Vreau să mor ca un leu. Este și o vorbă care spune mai bine o zi leu decât o viață găină. Da, e o vorbă de genul acesta. Trandafir de dulceață ne dă mult, mult like, dăm și noi înapoi. În Germania, vreo 5 milioane de bătrâni aproape putrezesc în azile de bătrâni, ne zice domnul Sales. Da, domnul Sales, este un adevărat fenomen social, inclusiv în România. În România, fai, este un fenomen fantastic. Și în Europa, în general, pentru că Europa îmbătrânește. Aventura extremă, vlog, există un trib nomad în Asia, care atunci când bătrâni sunt slabi, atunci un membru al familiei îl părăsește și pe niște stânci să moară singur. Da, domnul Aventura, am auzit chestia asta. Am auzit, dar e foarte trist. Cum este mai nou? În România bătrânii sunt respectați măcar de apropiații lor? Păi cred că depinde de educație, dar în mare parte nu prea există un respect pentru bătrâni așa cum ar trebui să fie, din păcate. Depinde de persoană. Da, așa este. Statul își bate joc de ei cu pensiile de mizerie pentru bătrânii de rând. Așa este, domnul Sales, așa este, pensiile sunt foarte mici și oamenii în vârstă nu beneficiază de o asistență de care ar avea nevoie. Da. Oricum, pensiile din România sunt printre cele mai mici din Europa, cred că numai în Bulgaria sunt mai mici. Sales ne spune, bătrânețe, haine grele, era o cântare în Banat, așa este. Lucky Backpacker, nu știam asta, Matei, însă ironic, este că turmericul este printre preferatele mele când gătesc, colorez tot cu el orez și cearul preferat este verde. Foarte bine, domnul Lucky, și eu am și eu folosesc de foarte multă vreme turmeric, există sos, cum îi spun, nu sos, și sos e, dar nu folosesc mai des condiment, da, de turmeric, e așa galben. Eu mă donez la Universitate de Medicină, zice domnul Aventura, să fiu tăiat de elevi cu condiția să fiu aruncat în mare. Domnul Husky, cred că aprobă cererea dumneavoastră, deoarece dă un like. Salut, Matei, vă salutăm, domnul Hitman. Bătrânii din Germania trăiesc foarte mult, la un moment dat mulți din ei au Alzheimer, săraci, nici așa nu e bine, nici așa nu e bine. Bună seara, domnul Matei, bună seara, chat, vă mulțumim și noi, femeia din Umbră Vlog. Nu mai recunosc pe nimeni, deci, decât o viață cu vârstă înaintate și în halul ăsta, mai bine, mai puțin, să fie conștient omul, da? Interesant subiect însă, de ce să dorești să fii nemuritor, să trăiești o veșnicie? Noi trăim în medie cam până la 70 de ani, din păcate, trăim vremuri tulburi și vedem multe pe plan personal. Nemuritor și rece, da, cum ne spune domnul Aventura. Din păcate, femeile care folosesc diverse artificii în tinerețe tot ajung în final să arate monstruos. Păi, până la urmă ne descompunem. Vă salutăm și noi, domnul Alexandru. Bine ați venit. John Ro, arată-ți fața, o să-mi arăt fața, domnule, când o să am chef. Da, vreți să spuneți că, de fapt, România are cele mai mici pensii și salarii din Europa. Suntem pe ultimul loc din cauza că mulți migrează, așa este, doamnă. Bun. Acum, mai era un subiect pe care vreau să vi-l supun atenției dumneavoastră, mi-a venit acum, nu știu dacă ați auzit, există o fundație din asta în lume și în Europa, cred că îi spune Fundația Demnității sau numai puțin să caut, ori Fundația Demnității sau ceva de genul ăsta, în care acei oameni promovează dreptul fiecăruia de a se sinucide, practic, atunci când este bătrân sau când nu mai poate, dar nu e o sinucidere, să spunem, asistată neapărat, e Fundația pentru Demnitate, parcă, sau ceva de genul ăsta, o să vă spun. Mai puțină Dignity. Death with Dignity, cred că. Sau ceva de genul ăsta se numește. Și știți că în Europa există puține țări. În Spania au fost niște controverse recent.
anul trecut că a vrut să introducă o lege pentru sinucidere asistată și este în Elveția. În Elveția se poate. Elveția este una dintre puținele țări din lume în care o persoană care, să spunem, este în vârstă, neputincioasă și bolnavă, poate alege această cale a sinuciderii asistate, dar e un tratament, înțeleg, care costă foarte, foarte mult și nu își permit foarte mulți oameni, așa că a venit un... cred că tot un elvețian, cu ideea de a construi un sicriu care arată foarte, foarte futuristic, numai puțin să vi-l arăt, în care o persoană se poate băga acolo, își închide capacul peste el, apasă un buton și acolo el inhalează un gaz care îl face să treacă prin această tranziție pașnică înspre moarte. Și o să vă arăt acum, că asta vreau să vă arăt. Este un... și are și un nume, uite că chestia asta mi-a venit acum. Arată ca o rachetă spațială. Și așa, l-am găsit. Suicide Capsule, capsula de sinucidere se numește, dacă o să căutați pe net. Suicide Capsule, o să vedeți că arată foarte, foarte futurist. Este un fel de mașină. Această mașină, de ce e foarte interesantă? Că ea poate fi tipărită cu o imprimantă tridimensională. Deci, practic, poți să descarci acele planuri. Dacă ai imprimanta tridimensională, bine, pe care trebuie să o cumperi, sunt multe feluri, poți să îți tipărești efectiv tridimensional această capsulă, practic, și să ți-o pui în casă, practic, și în felul ăsta spune el că oamenii nu vor mai avea nevoie de sicrie, știți că tradițional, în mod normal, sicriile sunt din lemn, cum sunt, în fine, dar tipărindu-și această capsulă, la un moment dat, și foarte futuristică, na, persoana poate fi lăsat undeva, nu știu, jos, în pământ, cum ar fi într-un mormânt, pentru că e biodegradabilă. E o chestie foarte interesantă care a suscitat foarte, foarte mult interes și era o foarte mare controversă. O să vă pun exact un link ca să vedeți la ce mă refer. E mai simplu acum. Sarco, așa se numește compania care dezvoltă. Dar eu am văzut inventatorul respectiv. Uitați acum am pus, da, în fine. Și a suscitat foarte mult interes și ideea era oare ați fi de acord, nu știu, ca să existe și această opțiune pentru oameni, adică să existe și această opțiune în care fiecare să-și cumpere, cine dorește, bineînțeles, nu toată lumea, numai cine dorește să-și cumpere o astfel de capsulă în casă. Eu aș fi de acord, recunosc că eu sunt pentru libertate, deci orice persoană, dacă se simte, să spunem, are o anumită suferință, să spunem, și nu mai vrea să sufere și așa mai departe, și sunt oameni foarte mulți în dureri, să aibă acest drept ca să își cumpere, să-și achiziționeze cât se poate de legal și să-și o pună în casă. Dacă ei doresc asta, dacă ei aleg să facă acest lucru, eu nu mă opun să existe și această opțiune. De ce nu? Nu suntem până la urmă stăpâni asupra proprii noastre vieți? Da, iată un aspect foarte, foarte controversat. Da, doamna femeia, e scump, domnule, e scump, acum nici să trăiești nu poți, nici să mor nu poți. Domnul Siempre spune, vorbisem cu niște apropiați, am concluzionat că trebuie să facem bani și să ne facem propriul azil. Ideea de a fi povară nu-i surâte nimănui, așa e, domnul Siempre. Ba, chiar sunt tot felul de fonduri pentru lucrul ăsta. Și apropo de azile, în România există foarte, foarte multă ipocrizie din punctul de vedere al autorităților. De ce? Pentru că ați văzut că în România există foarte multe ONG-uri sau foarte, foarte multe fundații care au grijă de bătrâni, dar ele funcționează ca și ONG-uri și fundații, ele nu funcționează ca și azile de bătrâni. De ce? Pentru că conform legii, un azil de bătrân trebuie să îndeplinească anumite standarde sanitare, de igienă, de spațiu, care sunt foarte greu de îndeplinit, pentru că cei mai mulți vor să facă bani de pe urma bătrânilor, să-și bată joc de ei. Și atunci fac aceste ONG-uri în care pun acolo niște paturi și eludează cumva cadrul legal și spun că nu, domnule, noi nu suntem azil, noi suntem o fundație, noi suntem un ONG, ca să nu respecte aceste prevederi, domnule, și este tragic, domnule, dacă ați ști, domnule, am avut o experiență mai veche, mai de mult, cu cineva când încercam să ajut pe cineva, la momentul respectiv eram în România, persoana respectivă era plecată și mi-a zis să mă duc să mă interesez pentru cineva în vârstă de la ea din familie, să mă duc să mă interesez în România, la anumite locuri, și m-am dus și am rămas efectiv stupefiat, pentru că sunt foarte, foarte scumpe aceste aziluri, să spunem, sau chiar aceste ONG-uri, cer foarte, foarte mulți bani oamenilor, nu oferă servicii de calitate, oferă niște servicii execrabile, măi, oameni, la un moment dat era ceva de genul un azil, nu-i dau numele, cerea undeva la 3700 de lei pe lună, care e o sumă foarte mare pentru România,
pentru o astfel de persoană în vârstă ca să meargă acolo. Alta, în altă parte cerea 5.000 de lei, în altă parte 2.600 de lei și sunt sume foarte, foarte mari, iar condițiile, oameni buni, erau vreo 3-4 paturi într-o cameră, să spunem de 25 de metri pătrați, să zic, în 25 de metri pătrați erau 4 paturi pentru niște sume foarte mari, în fine, și niște condiții execrabile, nu era igienă, mâncarea era cum era, în fine, am rămas profund dezgustat, nu credeam că lucrurile stau chiar atât de rău, dar se pare că stau foarte, foarte, foarte rău. Da, apropo de chestia asta, poate aveți și dumneavoastră anumite experiențe pe care doriți să le împărtășiți aici pe chat, ar fi interesant să mai stăm puțin să vorbim. Da, ia să vedem. Vorbisem cu niște prieteni apropiați, am concluzionat că trebuie să ne facem bani, să ne facem propriul azil. Salutare, vă salut și eu, domnul Ciombi. Siempre o idee bună cu propriul azil, îți angajezi proprii infirmieri, medici. Domnul Aventura ne spune să nu vă fie frică de moarte, pentru că așa cum după viață urmează moarte, așa și după moarte există viață. Așa este, domnul Aventura, numai problema e că nu mai sunt de conștienți, că noi într-adevăr poate ne dezintegrăm și o să ajungem hrană la flori și din florile respective, cine știe, o să crească un copac din care o să mănânci o veveriță, care, un cerc care se tot repete, cum zice. Da, zice domnul Aventura, zice eutanasia, cred că vă referiți la eutanasie, oare? Da, ce idee de sinucidere asistată, eutanasie proprie, nici să te sinucizi nu poți, că metoda asta e prea scumpă. Nicky Plays, salutare, salut și eu, Nicky, salut, Nicky joacă Roblox, Nicky, salut, ce faci, amice? Uite, pe aici am făcut un live destul de scurt astăzi despre bătrânețe și îmbătrânire. Aventura spune, da, eu sunt de acord să aibă și gazul de inhalat. Domnul Florin ne spune că bătrânii produc pentru șmecheri. Femeia din umbră, vlog, nu avem dreptul ăsta să ne luăm viața, chiar dacă tot ai alege, totuși, asta de ce să dai bani? Mulți ați citit studiile fraților Minovici cu privire la sinucidere, ce simt sinucigașii în ultimele clipe. Nu am citit, doamna femeia din umbră, vlog, ar fi interesant să ne spuneți, doar că, din ce am înțeles eu, în această capsulă nu mai simți mare lucru, adică, practic, ești adormit și nu mai ești conștient. Undațiile de orice gen sunt majoritatea nocive, ne zice domnul Sales. Să știți că sunt și fundații care ajută acum. Da, și costă foarte mult fundația, spre deosebire de un ONG simplu. Trebuie să vii cu un capital social mult mai mare de câteva mii, cred că, de euro. Da, sunt sume mari în România, în azile, și nici nu au grijă de ei, din păcate, așa este, doamna femeia. Cel mai bun azil era cel evreiesc, la un moment dat, nu știu, doamnă, despre azilurile evreiești, nu știu. La înmormântarea mea, zice domnul Aventura, vreau să facă un party cu electric swing, blaz și invitați săraci să mănânce și să fie interzis preoților. Florin, eu am vrut să pun mâncând halva când fac ultimul stadiu de diabet. Ce spune Aminovici, întreabă domnul Sales. Cum ați făcut textura, mâncat lumea? Păi, textura e foarte simplă, cred că vă referiți la video. Am în spatele meu un fundal negru și eu am vorbit, practic, am stat, m-am filmat, după care am pus acele elemente grafice, le-am suprapus în Windows Movie Maker. Le-am suprapus și am dat saturație maximă, contrast maxim. Foarte simplu, nu e nimic complicat, vă pot învăța și pe dumneavoastră dacă doriți. Peter Bauer, bună seara, bună seara, Matei, vă salut și eu, domnul Peter. Dacă doriți, domnul Peter, când se termine live-ul, puteți da de la început, am vorbit despre bătrâneți, despre îmbătrânire. Femeia din umbră, vlog, nu știu dacă mai există cartea publicată, dar nu este chiar dulce moartea prin sinucidere. Ei ar fi experimentat diverse metode ale sinucigașilor. Channel Name, vă salutăm și noi, domnul Channel Name. Da, vedeți, de bătrânețe nu scăpăm, de bătrânețe nu scăpăm. Da. Vedeți dumneavoastră, acum creierul uman se dezvoltă cât de cât complet în jurul vârstei de 25 de ani. La vârsta aceea de 25 de ani, practic, creierul nostru poate compune, poate compune și recompune toate substanțele, toate cocktailurile de
substanțe pe care le putem noi face și în felul acesta putem să simțim toate stările de care suntem capabili când creierul nostru este dezvoltat complet. Deci, practic și această grijă pentru moarte, pentru bătrânețe, vine după vârsta de 25 de ani, când creierul nostru este complet dezvoltat. Bine, unii nu se gândesc la asta nici măcar la 40 de ani, dar da, sunt oameni și oameni. Bună seara, domnul Liviu, bună seara, suma respectelor, some of respects, da, așa este. Da, pentru persoanele care s-au alăturat mai târziu discuții, am vorbit despre bătrânețe, despre îmbătrânire, despre noi descoperiri științifice în acest domeniu, descoperiri care sunt foarte, foarte încurajatoare, bineînțeles cu condiția ca ele să fie și aplicate, aceste descoperiri, pentru că există și probleme de ordin etic, spre exemplu, uite, sunt oameni care consideră că noi nu ar trebui să avem acces la aceste medicamente, la aceste tratamente, pentru că sunt împotriva lui Dumnezeu, zic ei, că Dumnezeu cumva l-ar fi creat pe om ca să și moară, ceea ce nu este adevărat, adică este o interpretare malițioasă a Bibliei. Sunt de obicei acei oameni care promovează foarte mult ideea asta că tehnologia este împotriva religiei, că tehnologia și știința sunt împotriva Bibliei, împotriva credinței, ceea ce este complet fals. Așa cum am demonstrat în live-ul de ieri, în care am vorbit despre acest lucru, despre faptul că Biblia iubește tehnologia, și am arătat că orice persoană care vrea să ne tragă înapoi, care vrea să stagnăm și care nu vrea să avem acces la tehnologie pentru că nu este compatibilă cu, în ghilimele, ortodoxia lor foarte prost înțeleasă, sunt niște oameni foarte răuvoitori și sunt niște oameni foarte egoiști, niște oameni care nu vor să ne ofere nici măcar această opțiune, sunt niște oameni foarte, foarte haini și foarte, foarte necreștini din punctul ăsta de vedere, dar în fine. Domnul Florin zice că a mâncat halva și a băut lapte de capră mult în stil turcesc și n-a mai făcut covrig 666. Chiar o să caut prin bibliotecă cartea fraților Minovici, știi că o avea... Da, dacă o căutați să ne spuneți. Da, să sperăm că o să ajungem și noi aici la 1000 de subscriber, ca după aceea să începem să facem podcasturi cu persoane foarte, foarte interesante, cu persoane foarte, foarte inteligente. Am o listă de persoane cu care aș putea să fac niște podcasturi și ar fi foarte, foarte interesant. Da, bun. Acum, ia să vedem. Mai era o chestie despre care vreau să vă spun și am omis, am uitat. Este vorba despre celulele stem pluripotente induse. Este o terapie care așa se numește, terapia cu celulele stem pluripotente induse. Ce înseamnă terapia asta? Terapia asta înseamnă în felul următor. Practic, se iau niște celule stem care se numesc în felul ăsta, cum zic, e pluripotente, că sunt pluripotente pentru că poate să ia forma oricărui organ în care sunt puse și poate să ajute foarte mult acel organ. Aceste celule, practic, sunt realizate prin luarea de celule normale ale corpului și folosind un cocktail de 4 gene diferite pentru a le permite acestor celule să se transforme în orice tip de celule pe care cercetătorii le doresc. Celulă renală, celulă hepatică, celulă cardiacă, celulă scheletică, celulă nervoasă și orice fel de celulă. Și practic, cea mai avansată descoperire care s-a întâmplat în medicină, să spunem, în ultimii 5 ani de zile, este transformarea acestor celule pluripotente stem în celule proaspete ale ochiului, pentru a le înlocui pe cele pierdute în ceea ce se numește degenerescența maculară legată de vârstă. S-a realizat cu succes acest experiment și va mai dura probabil câțiva ani, să zicem că de acum până în 2030, deja aceste celule pluripotente ar putea fi folosite și împotriva bolii Parkinson, împotriva artritei, împotriva contracției timusului. Și chiar de ce nu să facem dinți noi pentru a înlocui pe dinții pierduți din cauza carilor de-a lungul vieții noastre. Este o terapie care acum se cercetează și, cum spuneam, sunt niște chestiuni de ultimă oră. Uite, eu chiar fiind pasionat de partea asta a tehnologiilor, a sănătății și așa mai departe, sunt cumva dezamăgit pentru că aceste lucruri nu apar și la televizor, nu apar la știri, de exemplu. La știri vedem numai omoruri, vedem numai lucruri urâte și nu vedem aceste descoperiri remarcabile care se întâmplă. Uite, spre exemplu, n-am auzit niciodată la televizor vorbindu-se despre așa numită genă Amish.
Și genul asta Amish are o poveste interesantă în spate. Genul asta Amish este practic, s-a descoperit undeva prin anii 80, când o fată din comunitatea Amish din Indiana, din America, a fost transportată la spital după ce s-a lovit la cap, avea o sângerare care nu se mai oprea. Ea a supraviețuit și a început, practic, după ce și-a revenit, să afle, practic, din ce cauză ea a avut acele sângerări și de ce nu a putut fi tratată la ea în comunitate și și-a luat efectiv strămoșii pe care i-a avut și le-a secvențiat genomul ca să vadă dacă nu cumva ea are, să spunem, o anumită genă sau are o diferență genetică față de restul lumii, să zicem, pentru că nu i se mai oprea această sângerare și a avut această curiozitate și a descoperit, deși a fost considerată foarte ciudată la început, individa, pentru că cine s-apucă să-și verifice genetic strămoșii, în fine, dar ea chiar a descoperit că are o mutație în ambele copii ale unei gene numite SERPIN1. Și gena asta, SERPIN1, era necesară era responsabilă pentru coagularea sângelui și ea, făcând aceste cercetări, și-a dat seama că mulți alți membri din comunitatea ei, inclusiv din familia ei, inclusiv ambii părinți, aveau o singură copie a acestei mutații la gena asta, SERPIN1. Și na, atunci s-a descoperit că avea doar o copie mutantă a acestei gene SERPIN1, nu părea să le cauzeze probleme de coagulare a sângelui, cu toate acestea, întorcându-se și mai mult în arborele genealogic, inclusiv de acum 10 și poate chiar 100 de ani, ei au descoperit ceva foarte interesant, și anume că persoanele care au o copie a genei SERPIN1 mutantă aveau o sănătate mult mai bună a inimii, cu mai puțin diabet și trăiau în medie cu 10 ani mai mult decât cei care nu aveau această mutație la această genă. Pentru că vedeți dumneavoastră de ce e importantă gena asta, pentru că foarte mulți ani, 10 de ani, biologii au crezut că îmbătrânirea este un proces foarte complicat pentru ca genele să se poată modifica cursul, adică să ai 2, 3, 4 gene sau lipsa unei singure copii a unei gene ca să-ți afecteze tot acest traseu al bătrâneții. S-a crezut că bătrânețe e mult mai complicat ca și mecanism pentru ca o singură genă să poată modifica acest curs. Și această cercetare practic dovedește că ideea asta e greșită și oferă speranța că la un moment dat vom putea ținti anumite gene individuale ca să găsim metode pentru a ne prelungi viața. Da, e foarte interesant. E foarte interesant, mai oameni, se întâmplă descoperiri absolut remarcabile. Inclusiv asta, cum îi spune, reprogramarea intermitentă. Reprogramarea intermitentă, la fel, este una dintre tehnicile medicale care s-au dezvoltat la fel în ultimii 4-5 ani de zile, când au oamenii de știință au început să cerceteze acele gene, acele celule stem pluripotente. Și au văzut că un efect neașteptat al cercetării acestor celule stem pluripotente este că aceleași 4 gene care pot permite unei celule să se transforme în orice alt tip de celulă despre care vorbeam, își reprogramează efectiv ceasul genetic, îl dă înapoi. Și asta se numește practic reprogramarea celulară, care pare să facă niște minuni, în ideea în care unele celule care sunt mai în vârstă, mai bătrâne, pot fi reprogramate biologic să devină mai tinere și le efectiv întineresc. Adică tu, în timp ce înaintezi practic în viață, o să ai anumite celule care practic se duc înapoi. Da, și e foarte, foarte interesant. Bine, au făcut niște experimente, dar nu au reușit să rafineze această tehnică, pentru că la un moment dat ei au băgat un număr foarte mare de astfel de celule reprogramabile genetic și organismul practic a murit, pentru că a murit în tinerii, domnule, a murit în tinerii, exact ca în filmul ăla foarte interesant, în care, cum îi spune, cred că era un actor, nu știu, Leonardo DiCaprio oare sau Brad Pitt, nu mai știu, se naște bătrân, ceva despre Benjamin sau viața lui Benjamin sau ceva de genul ăsta. A fost un film foarte, foarte interesant. Da. Femeie, mersi, dar parcă mai contează cum vine morala, este moartea, eveniment sau stare de fapt. Florin, cum adică ai mulți capra în stil turcesc? Ai mulți-o cu un iatagan? Întreabă domnul Aventura. Nicky Plays, Matei, dar cum ai găsit pe YouTube? Păi am văzut că te-ai abonat la mine, Nicky, și când cineva se abonează la tine la canal, poți să vezi persoanele care sunt abonate și am văzut că te joci Roblox.
Biblia iubește știința, cunoștințele, nu neapărat tehnologia, mai ales cea nocivă, cea toxică. Am văzut și eu poza cu Iisus cu un laptop în mână, însă nu aș fi îndrăznit să o pun eu pe un vlog. Da, de ce nu? Ai Queen pe fundal, Matei? Nu știu ce am pe fundal, sincer, pentru că eu, ca să pot vorbi, mi-am tăiat sunetul din calculator. Odată ce l-am setat și am pus un fel de compilație de mai multe melodii. Nu știu, e posibil să fie Queen pe acolo. Este mare păcat că nu vin mai mulți oameni aici. Domnul Liviu ne spune, o să vină, domnul Liviu, o să vină. O să vină după ce o să fac niște podcasturi și cu persoane mai mari decât mine, să spunem, pe YouTube. Și o să vină și mai multe persoane. Vezi că e copyright, ne zice domnul Channel Name. Păi dacă iau copyright, a introdus acum YouTube-ul o variantă în care poți să anulezi melodiile de pe fundal și atunci o să apară doar vocea mea pe acea secțiune și nu mă deranjează foarte tare, deși eu când am căutat, numai puțin că vreau să văd o chestie. Bun, interact. Uite, ar trebui să dau înapoi. Deci asta rulează acum la mine pe fundal, observ, dar nu văd, da, așa mi-apare, nu văd niciun nume de artist, nu văd nimic. Dacă o să iau copyright strike, o să îl scot. Da, în fine. Hai să vedem ce mai spune onorata noastră audiență. Așa. Domnul Septimiu este prezent cu două conturi, vă mulțumesc, domnul Septimiu, dar nu știu dacă se ajutați prea mult, fiindcă o persoană care intră cu două conturi, cred că tot unul se va pune, pentru că YouTube-ul își dă seama că dacă sunteți de pe același IP, bănuiesc. Oricum, eu vă mulțumesc, puteți să intrați și de pe 30 de conturi, nu mă deranjează. Da, iată, să ne uităm și la sondaj. Sondajul ne spune că 62% dintre persoane sunt pregătite să se confrunte cu neputința îmbătrânirii, iar 38% ne spun că nu sunt pregătite. Da. Da, bine, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Sper să ne vedem și de seară la domnul Victor, să mai discutăm ultimele desfășurări. Sincer să vă spun, niciodată în viață nu am comentat un război atât de mult cât am comentat războiul ăsta și deja parcă numai război am în cap, domne, nu mai vin, domne, niște să vedem și noi, acum poate vine vara, o să mai vedem niște distracții, niște petreceri, domne, că numai război, numai bombardamente, gușterul ăsta sovietic a făcut numai deranj mondial a făcut. Doamna femeia ne spune, păi și eu cred că până și Dumnezeu își updatează ideile, însă totuși Iisus a trăit în altă epocă, nu știu ce să zic, mi se pare aiurea, și predicile online. Doamna femeia, să știți că și eu am avut șocul ăsta cultural prima dată când am văzut o predică din asta online, mi s-a părut ciudat, dar după care m-am gândit, de ce nu, până la urmă Dumnezeu este în tot și în toate. Și adevărat, Iisus a trăit în altă epocă. Domnul Nichi zice, nu iei copyright, dacă e muzica copyright și e vocea ta pe fundal, nu iei copyright, Matei, vă mulțumesc, să sperăm că nu. Femeie, dar trebuie și lucrul predica în ziua de astăzi, pe bune. Domnule, eu mi-amintesc când eram mic. Da, domnul Septimiu, ne vedem, o să sperăm diseară. Când eram mic și mai mergeam pe la biserică din când în când, cum era duminica, mi-aduc aminte că erau niște slujbe, măi, oameni, și slujbele alea durau foarte, foarte mult, domnule, deci trebuia să stai câte două ore, se stătea 2 ore jumate, începea pe la 9 jumate și se termina pe la 12, era foarte mult, domnule, și acum nici nu știu dacă e 45 de minute duminica, adică te poți duce cu 30 de minute înainte, stai 30 de minute și gata, adică nu mai e, domnule, s-a scurtat și slujba, totul e făcut mult mai ușor acum, mult mai ușor. Da. Bine, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și o să ne vedem, să sperăm cu bine mai încolo, iar pentru persoanele care s-au alăturat mai târziu pot să dea de la început să vadă lucrurile pe care le-am comentat. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă doresc un weekend plăcut în continuare.